Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la agricultura cu un milion de fețe. Vești bune astăzi pentru dumneavoastră, vești bune și pentru cei care se așteaptă să le meargă bine în continuare. Și mă refer la primar. Nemulțumiți în ultima vreme că s-ar putea să rămână cu mai puține venituri în bugetele proprii. Totul pare a se fi rezolvat astăzi la guvern. Vești bune și pentru crescătorii de porci, dincolo de programul guvernamental promis, care însă, atenție, așteaptă aprobarea din partea Uniunii Europene. Oficiale din minister anunță un program de susținere pentru rasele de porci Bazna și Mangalița. Să vedem dacă va fi așa. Să începem însă cu o veste cu adevărat bună, spune ministrul Petre Daia, o premieră pentru România. Toți fermierii și-au primit subvențiile la timp în acest an pentru prima dată. Această declarație aparține ministrului Petre Daia, a fost făcută astăzi într-un bilanț în fața Comisiilor Reunite de Agricultură din Parlament. Vorbea domnia sa de o sumă totală de 2,7 miliarde de euro, bani care deja au fost plătiți fermierilor. Dacă cumva nu ați fost înștiințați de bancă că au intrat deja bani, ar fi bine ca mâine să faceți această verificare. Pentru că banii au plecat din apia, spune ministrul. El explică de ce s-a și putut pentru prima dată acest lucru în țara noastră, pentru că toți fermierii au fost obligați să depună cererile în perioada 1 martie 15 mai. Nu s-a mai permis după aceea niciun fel de cerere să fie depusă la apia. Între timp oamenii și-au făcut așa că banii deja au plecat spre dumneavoastră. Plata avansului, da, tot avansul ajunge la dumneavoastră până pe 30 octombrie, 30 noiembrie, iertați-mă, da, s-a schimbat luna. Plata obișnuită începe la 1 decembrie și ne uităm că mai e o săptămână până încep să primească bani și crescătorii de animale. Ministrul Daia a mai dat câteva asigurări că există toți banii necesari, toți banii vor fi trimiși către fermieri. Mai puțin liniștiți de cât fermierii, nu sperăm să fiți atât de liniștiți pe cât își doresc autoritățile, au fost primari. După ce guvernul a anunțat modificări în codul fiscal, inclusiv reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%, primarii din România s-au așezat cu creionul în fața unei foi de hârtie și au calculat că s-ar putea ca la anul, în urma acestei măsuri, să le rămână mai puțin bani. Mai puțin bani înseamnă că ar trebui să tai în primul rând din investiții. Așa se întâmplă de obicei. Primarii s-au adunat pe asociații, că e una a comunelor, una a municipiilor, alta a orașelor. Tonul a dat ieri chiar un mare primar din partea PSD-ului, Gabriela Fire, aici la București. Așa că astăzi la guvern a fost o întâlnire în care primarii din Asociația Municipiilor, dar atenție că privește și pe cei din comune, au discutat și cu premierul Mihai Tudose, dar și cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Oamenii au spus, dacă ne tăiați acea setaie, acea impozitare, nu o să mai strângem destul ban la buget. Ce a promis guvernul? Că o să aducă măsuri compensatorii și și că vor fi niște ajutoare, să le numim așa, de la guvern, cu niște sume defalcate. Unul din cei care a fost la discuția de la guvern, ușor sceptic, a fost primarul din Arad, Gheorghe Falcă. E explicabil de ce domnia sa e ușor sceptic, pentru că e primar al opoziției din partea PNL. La ieșirea de la discuțiile cu premierul și cu Liviu Dragnea, Gheorghe Falcă a spus că dacă s-ar aplica aceste măsuri, el ar pierde în bugetul Aradului 8 milioane de euro în fiecare an. Noi am solicitat uh, creșterea cotei din impozitul pe venit până la 60%, calculând uh, necesitatea de a compensa această, această pierdere. Guvernul a venit cu sume pentru compensare, 750 de lei pe fiecare locuitor, mă refer la municipii, coborând până la 5000 de lei la ceea ce înseamnă comune și să rămânem în acel prag de 41,75%. Am încercat să explicăm faptul că avem aceste dezvoltări în derulare, proiectele programate și am ajuns la această cifră de 43%, plus dorința de compensare să nu diminueze din ceea ce înseamnă excedentul pe care îl are o primărie, pentru că cel excedent de fapt înseamnă dezvoltare. Putem spune că am căzut de acord ca în primăvara anului viitor să facem o analiză mult mai clară a acestor efecte, ceea ce confirmă că toată lumea se îndoiește de rezolvarea. 100% a problemei. A fost Gheorghe Falcă, primarul din Arad, cel care spune că ar putea să pierdă mulți bani în urma schimbărilor de cod fiscal. De partea sa, un alt primar, care e și șeful Asociației Municipiilor din România, Robert Negoiță, de aici din București, de la sectorul 3, a spus că nu o să-i lase guvernul să plângă și mai ales nu o să-i lase fără bani. De aceea, Robert Negoița a spus că, dincolo de măsurile compensatorii, guvernul va mai da ceva, dar e nevoie peste șase luni de o evaluare, să vadă toată lumea că măsurile au fost bune și că ce a făcut guvernul nu a fost în defavoarea primărilor. Primarul Robert Negoița. Am plecat de la o certitudine realistă, mă rog, o concluzie realistă, că datorită scăderii impoziturile de la 16 la 10% ne afectează bugetele locale. În mod evident și cu acest aspect este de acord, sunt de acord și uh, reprezentanții guvernului cu uh, domnul prim-ministru și cu vicepriministii și cu președintele Camerei Deputaților, cu uh, persoanele cu care am discutat, dar am convenit că o să avem măsuri în compensare. De exemplu, pentru anul viitor 2018. Nu vor scădea veniturile din Sub nivelul anului 2017, da, și că se va umpla inclusiv la cotă, de la 41,75, va crește la 43%. Robert Negoiță, primarul sectorului 3 din București, încrezător că guvernul va găsi o soluție astfel încât bugetele autorităților locale să nu sufere și să nu rămână fără bani măcar de investiții. Ce e important e că toate aceste precizări au venit înainte de o declarație foarte tranșantă și din partea premierului Tudose, chiar dacă monosilabică, dar și a celor care au fost la discuții. Mâine, în ședința de guvern, are loc aprobarea ordonanțelor în chestiunea legilor. Fiscale. Deci, mâine se decide trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, scăderea impozitului pe venit și multe, multe altele. O să le discutăm mâine seară în funcție de cât timp avem și cât de bune sunt sau nu pentru dumneavoastră. Avem însă vești bune pentru cei care nu cred că ar avea șansa să câștige prea mult în România dintr-o muncă obișnuită. Poate că nici pregătirea nu le permite să devină directori, că toți sunt libere câteva posturi de director în aparatul central în mai multe ministere. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că sunt disponibile 800 de posturi pentru muncă în agricultură în Spania. Venitul e de 40 de euro brut pe zi, da? brut, atenție. Angajatorul va asigură cazare, dar vă reține 1,6 euro pe zi, cheltuiel comune. Probabil căldura, apă caldă și ce o să mai consumați dumneavoastră acolo, electricitate. înscrierile la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă mergeți la oficiile județene dacă vă interesează. Sunt 800 de posturi în Spania, în agricultură. Înscrierile se fac până pe 10 decembrie, deci aveți mai bine de o lună. Selecțiile vor avea între 11 și 15 decembrie, iar data la care va trebui să fiți în Spania, dacă sunteți ales pentru astfel de muncă, e 5 15 februarie. Trebuie să vă spun însă un lucru, da, e bine să-l știți înainte. V-am spus că vi se dau 40, mai exact 40,43 de euro pe zi brut. Scădeți impozitele din Spania, nu le știu exact, și o să rămână probabil vreo 30 de euro. Banii vor fi plătiți după două săptămâni de muncă prin virament bancar, așa că trebuie să aveți și un cont și să-l credeți pe patronul de acolo. Alții care lucrează în România n-au astfel de probleme. Guvernul se pregătește să modifice prin ordonanță legea salarizării. Știți și dumneavoastră, există categorii de bugetari și bugetari. Unii sunt mai fericiți cei care lucrează în proiecte cu fonduri europene. Mulți dintre ei au un spor de 50% la veniturile de bază. Ei bine, modificarea pe care o vrea guvernul acum e că lucrați într-un proiect european care nu a fost declarat eligibil, nu se pot deduce cheltuielile salariale, nicio problemă, guvernul garantează că vă luați toți banii promiși. Asta e una din modificările salariale. O alta vorbește de premiile pe care le pot primi salariații sârguincioși. Da, până acum era vorba de Oh, două premii anuale, parcă da, două premii, uh, un singur premiu anual, de fapt, în valoarea a două salarii, sau nu, a 5% din venit. Undeva pe la două salarii, probabil. Ei bine, acum guvernul va da voie să puteți primi premiu în fiecare lună. Ați muncit bine, vă apreciază șeful, aveți rezultat, aveți cu ce -o demonstra, în fiecare lună puteți lua un Premiu, da? Un premiu care înseamnă două salarii brute în domeniul respectiv. Asta înseamnă că nu mai aveți motive să fiți nemulțumiți. Tot în acea modificare de alege salarizării e vorba și eliminarea sau, mă rog, limitarea creșterii până la 30, până la 1 martie, limitarea sporurilor de 30% știți în sistemul de sănătate va fi eliminată, astfel încât guvernul să poată să dea banii promiși cadrelor medicale, asistentelor uh, medicale și celor care lucrează în asistența socială. Ajunge însă cu banii, pentru că ăștia sunt bani de la stat pe care trebuie să-i câștigi într-un fel sau altul. Mai există o modalitate să vă câștigați proprii bani. Uh, Mă uit acum pe, pe ecran în spate, vedeți, astăzi nu mai am fundalul acela colorat, am unul foarte negru. Nu are nicio legătură cu ce v-am spus eu până acum. Deci, dacă doriți să câștigați mai mulți bani și vă ocupați cu creșterea animalelor, trebuie să știți că guvernul, Ministerul Agriculturii, se gândește la un program de stimularea celor care cresc porci din rasele bazna și mangalița. Sunt două rase vechi pe care le cunoaștem cu toții, considerate mult mai nutritive și mai bune la carne decât rasele de import. Problema e că România n-a avut suficientă maternităție și un program de stimulare în acest domeniu. Crescătorii de porci au promisiunea Ministerului că vor primi suficienți bani, numai că astăzi în Senat s-a aprobat reexaminarea legii. De ce? a spus președintele Iohannis, vă dăm banii, dar să vedem ce spune și Comisia Europeană, da? Ca să nu fie considerat ajutor necuvenit de stat. Trebuie să mai treacă pe la uh, Camera Deputaților, mă întorc la um, cei cu porci, bazna și mangalița, pentru că e foarte important. Știți că dacă vreți să vă înscrieți în programul de stimulare a celor care cresc porci, uh, trebuie să, să vă bucurați de numai anul acesta, 86 de milioane de euro. Nu știu, n-a venit deocamdată aprobarea din partea Comisiei Europene, nu știu când s-ar putea împărți acești bani, dar uh, trebuie să fiți organizați ca persoană juridică sau persoană fizică autorizată. Merge și cu întreprindere familiară sau întreprindere individuală. Trebuie să livrați porci grași către abatoare, carcasa caldă trebuie să aibă minim 75 de kilograme, sunt mai multe condiții. Le găsiți și pe site-ul Ministerului trebuie să livrați minim 600 de porci, maxim 10.000 și primiți banii până la 2,5 milioane de euro de fermier, sau mă rog, de fermă, că nimeni nu are atâția porci. Deci există această posibilitate, rămâne ca și Camera Deputaților să-și dea acordul și cei din Comisia Europeană să fie și ei în principiu de acord cu această formă de ajutor. O alta este cea din partea Ministerului, vă spuneam, după cum spune chiar Ministrul Petre Daia, Uh, reprezentanții crescătorilor de porci s-au văzut cu domnia sa și le-a spus ministrul Petre Daia: Vrem să încurajăm rasele autohtone. Oricum, sunt mult mai autohtone decât porcii aduși din Germania, Olanda sau chiar uh, din Austria, Ungaria. A fost o ședință chiar cu crescătorii de, de porci de aceste rase. Și ce a spus ministrul Petre Daia? Că Agenția Națională pentru Zootehnie a demarat deja un program, a inițiat un proiect în această chestiune. Se adresează fermelor de subzistență. Atenție, deci nu marilor ferme. Aveți acasă 2, 3, 4, 5 porci? Nu. Trebuie să aveți minim 5 capete și maxim 20 de capete. Dacă vă încadrați în această categorie cu porcii pe care îi creșteți de bazna sau de mangalița, puteți să primiți niște bani de la minister. Deocamdată nu s-a spus care e și suma la care se gândește ministerul. Dacă mă uit pe programele guvernamentale, parcă deocamdată nu l-am văzut, dar sunt convins că în scurt timp va apărea și această informație. Haideți să. Terminăm oarecum cu, cu carna de porc. Ei bine, știți și dumneavoastră, sunt zone din România unde slănina de pe porc e foarte apreciată. Dacă e mai lată de o palmă, e foarte bună. Sunt alții care spun că carnea de porc îngrașă și nici slănina nu trebuie să fie prea multă. Vă recomandăm un experiment făcut în China porcii care nu se îngrașe, Da, E vorba de manipulare genetică, așa că deja unii probabil or să spună mulțumesc mai bine nu au mai făcut chinezii porci fosforescenți pe care îi vedeți noaptea fără să aprindeți becul. În spatele casei. De această dată au manipulat genetic porcii în așa fel încât aceștia se poate să poată să-și regleze temperatura. Porcii ăștia pot fi crescuți în condiții de frig pentru că știu să se încălzească fără să tremure, dar consumă grăsime, da? consumă energie și atunci nu mai cresc la fel de grași, au mai multă carne. Iată o nouă realizare a geneticii chinezești care însă nu va fi aplicată în România pentru că în Uniunea Europeană există alte norme. Avem normele care ne permit să mâncăm tradițional avem, suntem chiar încurajați să lansăm cât mai multe produse de acest gen Ei bine, sunt înființate punctele gastronomice locale familiale E o diferență față de pensiunile agroturistice importantă Acolo, dacă sunteți în drum prin țară. Dacă sunteți turist, dacă sunteți orășeani și ați ajuns la sat și dați de un astfel de punct gastronomic local familiar, aveți ocazia să mâncați în familia respectivă ce mănâncă și ei. Nu o să puteți comanda ca la restaurant, nu să aveți o listă de bucate, dar e bine de știut că putem să facem și acest lucru. Haideți să vedem în material despre ce e vorba. Gospodăriile care vor aplica un astfel de comerț trebuie să fie obligatoriu identificate, înregistrate sanitar-veterinar și se vor afla în evidență pe toată perioada funcționărilor și vor fi obligatoriu controlate dacă respectă condițiile sanitar-veterinare și siguranța alimentelor. Aici nu este vorba de alimente procesate, ci doar de mâncare gătită, tot ceea ce se gătește într-o zi și se mănâncă în aceeași zi. Exact ca la mama acasă. Cel care prepară mâncarea trebuie să îndeplinească un minim standard și trebuie să spună ce alimente a folosit, fie că sunt din ograda proprie sau cumpărate de la măcelărie. Proprietarul de pensiune nu are obligația să asigure din sursa proprie alimentele, însă bucatele trebuie să vină dintr-o sursă înregistrată sau autorizată sanitar-veterinar. Așadar, sunt niște condiții, ați văzut și dumneavoastră, nu sunt însă deloc greu de îndeplinit. Și vă încurajăm, intrați în acest program cu cerințe minime de igienă și de, de calitatea mâncării, puteți și dumneavoastră să câștigați ceva, pentru că niciodată un ban nu strică. Și așa, de obicei gătiți acolo, dacă ați făcut uh, o fasole cu ciolan și vine cineva la dumneavoastră, sigur puteți să-i vindeți o porție. Haideți să vedem ce fac alții. Uh, noi ne gândim cum să facem mâncare mai bună, alții se gândesc cum să transforme agricultura în industrie. Ceea ce vedeți în imagine acum este o mașinuță care e făcută din in și sfeclă de zahăr. Nu rădeți, a fost făcută în Olanda de câțiva studenți de la universitatea de acolo care s-au gândit ce am putea să facem noi mai ecologic din materialele care le avem la dispoziție. Și s-au apucat să prelucreze fibrele de in și frunzele de sfeclă și substanțele obținute. Le-au transformat în panouri și ceea ce vedeți e o mașinuță. Această Asta se numește Lila, parcă o știam eu că se cheamă. Are și o omologare din partea autorității rutiere din Olanda, Lina, sunt corectat de colegi. Da, aveți dreptate, colegii din regia tehnică văd mai bine ce scrie pe ea. Deci, o mașinuță făcută din in și sfeclă de zahăr, care consumă foarte puțin, pentru că e o mașină ușoară, nu vă așteptați să faceți curse cu ea, dar nu va fi vândută în România, în mod cert, pentru că deocamdată nimeni nu e interesat să o cumpere. Dacă o cumpără și o aduce în România, s-ar putea să plătească o taxă de matriculare, nu-i așa, am plătit cu toții timbru de mediu, taxă de primă matriculare, taxă de poluare. Eu personal nici nu mai știu ce am plătit, că a fost mai de mult, dar toți am plătit câte ceva. Și recent a anunțat guvernul că o să vă dea banii înapoi. Ei bine, uh, Senatul a adoptat în ședința de astăzi uh, un nou act normativ referitor la restituirea taxei auto. Noutatea care, e adevărat, mai trebuie să mai treacă și prin Camera Deputaților, dar o să treacă când e de dat bani înapoi. Știți că statul se mișcă extrem de rapid pentru dumneavoastră. Noutatea e așa, chiar dacă nu aveți chitanța cu care ați plătit una din aceste taxe către bugetul de stat, trebuie să face, faceți o cerere, atât o cerere, pentru că autoritățile fiscale vă găsesc în baza. De date. Gândiți-vă foarte bine dacă nu aveți amânzi neplătite, că atunci le găsești și pe acela. Deci puteți lua înapoi banii de pe taxa de primă matriculare. Vestea mai puțin bună e că tot uh, politicienii români se gândesc să dea o lege care să dea voie la cumpărarea unei mașini second-hand o dată la 2 ani. Da? Ți-ai luat o mașină second-hand, o folosești doi ani. S-a stricat, n-ai voie să-ți cumperi decât una nouă. În schimb, cei care aduc mașini din străinătate pe bandă rulantă vor putea să, să înmatriculeze oricâte. Atenție însă, o să faceți cererea, o să vi se aprobe înapoierea banilor, dar să știți că numai de vreme de 1 septembrie anul viitor. Da, mă rog, vorba aia, au trecut câțiva ani. Ce mai contează 9 luni? Ministerul Educației se gândește la bunăstarea elevilor pentru că elevii învață în școli fie supraaglomerate, fie unele nu sunt folosite. Nu există grupuri sanitare, știți și dumneavoastră, o bună parte din școlile de la sate nu au grup sanitar în interior. Nu mai vorbim uneori de apă curentă. Exemplele care le-am putea numi de succes sunt într-un număr semnificativ, dar insuficient pentru o țară de secol 21. Așa că Ministerul a pus în dezbatere publică strategia până în 2023 o strategie care vorbește de reabilitarea școlilor, de aducțiuni de apă, de condiții mai bune pentru elevi. Ce nu prea amintește ministerul în strategia lui, e sursa de finanțare. O ia de pe la 2008 cu criza financiară și ajunge în zilele noastre indicând sursele europene de finanțare. Sigur sunt și bani de la buget, dar important, atenție, sunt cei din fondurile europene. Așa că, dacă aveți de gând să renovați o școală, unul din primari, mai bine faceți un proiect european, nu mai așteptați ca ministrul Liviu Pop să vă spună el ce să faceți. Alții au mai mult noroc, 17 milioane de euro pentru aducțiuni de apă în patru zone din România. O să vă spun foarte pe scurt despre ce e vorba. 2,5 milioane de euro în Constanța și Ialomița, 7 milioane în Gorj, 2,8 milioane în Ilfov, și 5 milioane în Suceava. Da, ăștia sunt banii de la Uniunea Europeană aprobați astăzi pentru rețele de apă. Ne apropiem de final. Mi se atrage atenția din regia tehnică că am mai puțin de două minute. Haideți să discutăm foarte puțin de, de problema urșilor, da? În fine, a anunțat prefectul de Brașov că cei de la București au dat aprobarea ca doi urși să fie împușcați. E vorba de urșii care au început să hărțuiască și să hăituiască chiar turiștii și locuitorii. Vă amintiți cu toții recent de cazul de la Făgăraș în care o tânără a fost acostată de un urs pe stradă, noroc cu un trecător mai voinic care a scos-o din ghearele ursului. De asemenea, alți urși intră prin cabane în munții Bucegi, ba chiar lângă un supermarket în Brașov, o cu puia a ieșit la cumpărături. Noroc că bodyguards-ii magazinului respectiv au fost mai puternici decât cei trei urși și au reușit să-i sperie și să să-i facă să plece. Acum spune prefectul, am obținut aprobare de la Ministerul Mediului să recoltăm doi urși, să recoltăm doi urși, înseamnă să-i împuște. Pare puțin deocamdată, nu vă speriați, o să le vină rândul la toți, măcar să fie mutați în rezervații, dar în așa fel încât și agricultura să-și vadă de ei, să nu se întâmple ca la granița dintre Harghita și Covasta, unde am fost și într-o comună cu, eu știu, 3000 de oameni, erau undeva între 800 și 1000 de urși. V-am mai spus lucrul asta, dar e valabil. Între timp s-au mulțit. Uh, un ultim lucru, în, o ultimă informație în această seară. Uh, e bună pentru cei care au uh, rude cu probleme, da. Aceștia ar putea să iasă din închisoare în scurt timp și să stea la domiciliu cu o brățară electronică la glăz. Da? Ați văzut lucrul acesta în foarte multe firme. A fost în filme, da? S-a aprobat proiectul de lege, un proiect al PNL-ului, a trecut tacit de sănăt în ce sens. Nimeni n-a avut timp să se ocupe de el. Acum intră în cameră, dacă trece și de acolo, rămâne doar să devină lege, să-l promulge președintele și o să-i puteți vedea pe unii acasă cu brățara la picior. Problema e că în România nu sunt brățări electronice de supraveghere și nici uh, agen de probațiune care să aibă grijă de ei. Atât, ajunge, mai sunt multe. Discutăm și mâine după ședința de guvern. O să